Ioan capitolul 11, de la versetul 17 până la versetul 27. Când a venit Isus, a aflat că Lazar era de patru zile în mormânt și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieșit înainte. Iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Isus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Isus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta. Că va învia la înviere în ziua de apoi. Isus i-a zis: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin! Dragii mei, tot mai des auzim frați și semeni de ai noștri spunând că trăim vremuri deosebit de grele. Am auzit oameni care au o vârstă, 60 de ani, 70 de ani, afirmând că niciodată ei n-au văzut și n-au trăit ceea ce văd și trăiesc astăzi. Într-adevăr, presiunea asupra oamenilor este foarte mare. Frica și nesiguranța îi duc pe mulți la depresie, la spaimă. Și problemele sunt foarte multe, după cum bine știți. Criză după criză vine peste omenire. Și într-adevăr, suntem în mijlocul crizelor, ne confruntăm cu ele și trebuie să biruim. Omenirea se află într-un mare declin moral și spiritual. Oamenii direct și pe față luptă împotriva valorilor creștine, împotriva Cuvântului lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, împotriva familiei și împotriva Bisericii a celor două instituții care vin direct de la Dumnezeu. Și într-adevăr, din punct de vedere moral și din punct de vedere spiritual, omenirea merge din rău înspre mai rău. De anul trecut, din luna martie, suntem în criza sanitară generată de pandemia de COVID-19. O criză care nu se mai termină. Și apoi se vorbește și deja în multe locuri de pe pământ se simt crizele acestea: despre criza economică, financiară, socială, alimentară, politică și alte crize. Și toate aceste crize aduc îngrijorare și teamă în inimile oamenilor. Vremurile sunt deosebit de grele. Și se pune întrebarea, noi care avem credință în Dumnezeu, noi care suntem copiii lui Dumnezeu, ce simțim, ce gândim și ce facem în aceste vremuri deosebit de grele? În ultima vreme, tot mai mult se vorbește despre boală și despre moarte. Sigur, întotdeauna s-a vorbit despre boală și despre moarte. Dar în această perioadă de criză se vorbește în mod deosebit. Și omului, în general, nu este totuna. Când aude vorbindu-se despre boală, și când se gândește că următorul s-ar putea să fie el. Iar atunci când e vorba de moarte, omul se cutremură pentru că Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Și adevărul este că omul n-ar vrea să moară. Și se pune întrebarea, noi ca și copii al lui Dumnezeu, ca și cetățenii ai cerului, ca oameni care avem o relație directă cu Domnul Isus Hristos, ce facem în aceste vremuri de mare criză? Răspunsul direct este următorul. Trăim prin credință și rugăm pe Domnul să ne mărească credința. Ne rugăm și cerem lui Dumnezeu. Postim și ne străduim să ne apropiem de Domnul. Ne încredințăm soarta în mâna lui Dumnezeu și rugăm să lucreze în viețile noastre și ale familiilor noastre. Cerem ca numele Domnului să fie tur de scăpare pentru noi și rugăm pe Domnul să fie cu noi în fiecare zi. Și în minutele următoare, cu ajutorul Domnului, aș vrea să ne uităm cu mare atenție la textul Bibliei pe care l-am citit în această dupămasă, care prezintă învierea lui Lazar. Să vedem contextul, să vedem exact ce s-a întâmplat, pentru că apoi să învățăm pentru că e foarte important să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Și, în primul rând, să vedem care a fost efectul bolii și a morții lui Lazar asupra surorilor lui. E vorba de Marta și de Maria. Care au fost efectele? Ce au simțit? Ce au gândit? și cum s-au manifestat. Apoi să vedem ce afirmație a făcut Domnul Isus Hristos, cum s-a raportat El la boala și moartea lui Lazar. După aceea, să vedem care a fost dialogul între Domnul Isus Hristos și Marta la marginea localității Betania. Cu acea ocazie Domnul a făcut afirmații deosebite, din care aș vrea să învățăm în această după masă, aș vrea să rămână în inimile noastre aceste cuvinte, pentru că ne vor ajuta foarte mult în vremurile și mai grele, care vin cu siguranță. Și când afirm aceasta, am în vedere profețiile Scripturii, țin cont de faptul că sunt vremurile de pe urmă. Și apoi, în final, să vedem cum învierea din morța lui Lazăr i-a împărțit pe oamenii de atunci. Unii au ajuns să creadă în Domnul Isus, iar alții n-au crezut, nu l-au primit și au hotărât să-l condamne la moarte. Știți din Evanghelii că Domnul Isus Hristos a vizitat de multe ori familia aceea din Betania, pe care o prețea foarte mult. Acolo erau Lazar, Marta și Maria. Domnul se simțea foarte bine în casa aceasta. De multe ori se retrăgea pentru părtășie și rugăciune. Și cuvântul Domnului spune că într-o zi Lazar, prietenul Domnului Isus, s-a îmbolnăvit foarte grav. Și surorile s-au necăjit. Era normal ca Marta și Maria să se necănească pentru că fratele lor Lazar s-a îmbolnăvit. Și știți ce au făcut? Au trimis pe cineva să-i spune Domnului Isus că cel pe care Mântuitorul îl iubește s-a îmbolnăvit, este bolnav. Mântuitorul cu ucenicii săi se afla atunci în Ținutul Pereia. Era o distanță destul de mare între Betania și Ținutul acela. Și cele două surori au încercat să facă tot ce pot pentru fratele lor care este bolnav. Și noi când ne îmbolnăvim, când avem pe cineva bolnav în familie, facem tot ce știm și tot ce putem pentru el. Apelăm și la medici, dar în primul rând apelăm la medicul cel mare, la Domnul Isus care poate să vindece orice boală. Dar Dumnezeu a îngăduit ca Lazar să moară. Și moartea a adus foarte multă durere în inimile Martei și Mariei. Amândouă erau convinse, că dacă Domnul era acolo, n-ar fi murit fratele lor. Și Biblia ne spune că s-au necăjit și au plâns foarte mult. Evanghelistul Ioan spune că au venit iudei din Betania și de la Ierusalim. Ierusalimul era aproape de Betania. Ca să le mângâie pe cele două surori. Și se pare că Maria plângea când acasă, când la mormânt. Acolo unde era depus deja Lazar. Și despărțirea de o ființă dragă produce foarte, foarte mare durere. Și Marta și Maria au suferit mult și când fratele lor s-a îmbolnăvit. Și au suferit și mai mult atunci când fratele lor a murit. Boala și moartea produc durere fără margini. În inimile acelora care sunt apropiați de aceia care trec prin suferințe atât de grele. Acesta este omul, aceștia suntem noi. Suntem carne și sânge. Și ne doare când cineva drag nouă se îmbolnăvește. Și suferim enorm atunci când cineva drag nouă moare. Haideți să vedem în momentele următoare cum s-a raportat Domnul Isus, Mântuitorul lumii la cazul acesta. Ce a simțit El în sufletul Lui? Cuvântul Domnului ne spune că Domnul Isus în același timp a fost Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Și din pasajul acesta rezultă clar Atât Dumnezeirea Domnului Isus, cât și umanitatea Lui. Biblia spune că atunci când cel trimis de Marta și Maria au ajuns la Mântuitorul care era în Ținutul din Pereia, Mântuitorul Iisus Hristos a făcut următoarea afirmație despre boala lui Lazar. Boala aceasta nu-i spre moarte, ci este pentru slava lui Dumnezeu. O afirmație pe care cred că nimeni nu are curajul să o facă. Nici măcar n-a văzut bolnavul, nu era lângă el. Era la o distanță destul de mare, dar el era Dumnezeu, cunoștea toate lucrurile știa care e planul lui Dumnezeu în cazul acesta și a spus, boala aceasta nu-i spre moarte, boala aceasta este pentru slava lui Dumnezeu. Și apoi spune Scriptura că Domnul intenționat a zăbovit două zile. Cineva de la Betania s-a dus să-i spună Domnului Isus că Lazar e foarte bolnav. Domnul a aflat și nu s-a grăbit să se ducă la Betania, ci a zăbovit două zile. Pentru că știa toate lucrurile, le avea pe toate în control. Și se pare, dacă luăm toate detaliile în calcul, că imediat după ce mesagerul, persoana aceea s-a dus să-i spună Domnului despre lui Lazar, se pare că imediat Lazăr a murit. Pentru că știți foarte bine că atunci când Domnul a ajuns, i-au spus urorile că e mor de patru zile și în mormânt de patru zile. A zăbăvit Domnul două zile și apoi le-a spus că Lazăr a dormit. A folosit cuvântul acesta. Și era vorba de moarte fizică. Le-a spus că Lazar a adormit, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. După aceea le-a spus pe față, le-a spus direct că Lazar a murit. Era o noutate pentru ucenici și pentru oameni în general. Domnul a spus, Lazar, prietenul nostru, doarme, chiar dacă Lazar murise și Domnul știa bine lucrul acesta dar pentru el care e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat care are autoritate pe, peste toate lucrurile peste trup, suflet și duh peste lucrurile văzute și peste cele nevăzute a fost posibil să spună doarme dar mă duc să-l trezesc din somn. Și din aceste cuvinte se vede foarte clar dumnezeirea Domnului Iisus. Boala nu-i spre moarte, ci spre slaba lui Dumnezeu. A zăbovit intenționat două zile, știa că Lazar a murit și a spus, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn a numit moartea fizică adormirea trupului. Dar tot din pasajul acesta, din capitolul 11 din Evanghelia după Ioan, rezultă și umanitatea Domnului Isus Hristos. A simțit lucrurile ca și noi. Și Biblia spune că Marta sta de vorbă cu Domnul Isus la marginea localității Betania după aceea s-a dus și a chemat-o și pe Maria. Și în casa Mariei erau mai mulți iudei care plângeau cu ea și încercau să o mângâie. Cât de mult trebuie să fi plâns Maria și Marta? Dacă și iudeii care au venit să o mângâie au plâns împreună cu ele. Și Cuvântul Domnului spune că în momentul în care Maria a ajuns, în locul în care era Domnul, încă nu intrase în Betania, s-a aruncat la picioarele lui și a spus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și Biblia spune că Domnul Isus, când a văzut-o plângând, pe ea și pe Iudei care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul Lui și s-a tulburat. Cât de tare trebuie să fi plâns, Maria! Câtă durere trebuie să fi fost în sufletul ei. Și iudeii care au mers cu ea, au plâns, spune Biblia. Și Domnul i-a compătimit. S-a înfiorat și s-a tulburat în Duhul Lui. Și cel mai scurt verset din Biblie, Ioan 11 cu 35 spune, Iisus plângea de mila oamenilor. Aici se vede umanitatea Domnului Isus. Ca fiul al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu a spus, boala nu-i spre moarte, e spre slava lui Dumnezeu. lasă prietenul nostru, doarme, mă duc să-l trezesc din somn. Dar când a văzut-o pe Maria, pe Iudei, pe Marta, plângând, zdrobiți de durere, a început să plângă de mila lor. Lacrimile, plânsul Domnului nu arată slăbiciune și neputință, ci compasiune. Domnului era milă de oameni, era milă de gloate. Și noi, chiar dacă suntem născuți din Dumnezeu, chiar dacă știm că numele noastre sunt scrise în cer, Chiar dacă suntem siguri că suntem cetățeni ai cerului, când suntem în strântorare, bolnavi, necăjiți, ne întristăm, plângem. Și haideți să recunoaștem în această după masă că unor ne îngrijorăm. Și teama care cuprinde multe inimi astăzi în lume, ne ajunge și pe noi. Chiar dacă Biblia spune: Nu vă temeți. Suntem carne și sânge. Dar în această dupămasă, vă chem să ne uităm cu mare atenție la Cuvântul lui Dumnezeu? La ce a spus cel mai mare învățător a tuturor vremurilor? La singurul care a fost în același timp și om și Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu și fiul omului. Și aceste cuvinte ale Domnului Isus ne vor ajuta foarte mult în vremurile de strâmtorare. Presiunea asupra oamenilor este foarte mare. Teama din inimile oamenilor, parcă pe zi ce trece, este tot mai mare. Dar Biblia spune să nu ne temem. Avem un Dumnezeu mare. El controlează toate lucrurile are autoritate peste ceea ce se vede și peste ceea ce nu se vede. Și ne spune cuvântul că acolo la marginea localității Betania, era un sat Betania, Domnul Iisus a stat de vorbă cu Marta. Marta, cum a auzit că vine Mântuitorul, vine Învățătorul, a ieșit, i-a ieșit în întâmpinare. Și Marta era o femeie credincioasă, ca și Maria de altfel. Și din afirmațiile Martei, înțelegem că într-adevăr avea o credință mare. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da. Marta credea că dacă Domnul era acolo, Lazar n-ar fi murit. Și mai mult decât atât, Doamne, știu că și acum, și Lazar era mort, orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Domnul i-a spus, fratele tău va învia? Și Marta i-a spus, știu că va învia în ziua de-apoi. Deci Marta crea, credea în învierea morților? Credea că Domnul ar putea învia pe fratele ei? Chiar dacă deja intrase în putrefacție? Mirosea greu, cum spune Biblia. Marta avea această credință. Dar când Domnul Isus Hristos i-a spus, fratele tău va învia, nu se referea la învierea morților, ci se referea la învierea lui Lazar. Și înainte ca să-l cheme pe Lazar la viață, Domnul a făcut afirmații pe care trebuie să le cunoaștem, care conțin adevăruri deosebite care ne ajută în aceste vremuri de mare criză. Știți ce a spus Domnul Isus? Ioan 11 cu 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată numai cei care cunosc personal pe Domnul Isus Hristos. Cunosc puterea învierii și adevărurile care, pe care le descoperim în Scripturi. Pot să înțeleagă aceste cuvinte ale Domnului Isus. Eu sunt învierea și viața. Și aceste cuvinte au fost dovedite, afirmația aceasta a fost dovedită Chiar atunci, chiar în ziua aceea, Domnul s-a dus la mormântul în care era așezat Lazar. A spus, dați piata la o parte! Și cu autoritate dumnezească a spus, Lazare, vino afară! Și Lazar a înviat. A ieșit afară din peșterea aceea, Mormântul era o peșteră. Avea mâinile legate și picioarele legate cu fâșii de pânză și fața înfășurată într-un ștergar. Deslegați-l, a spus Domnul. Și Lazar a înviat. Minunea aceasta a avut loc cu aproximativ o lună, înainte de moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Eu sunt învierea și viața, a dovedit imediat acolo la Betania că este învierea și viața. Și apoi a murit pe crucea de la Golgota pentru păcatele noastre, pentru durerile noastre, pentru bolile, suferințele noastre. A murit, dar a treia zi a înviat și este viu în vecii vecilor. Binecuvântat să-i fie numele! El ține cheile morții și ale locuinței morților. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Cum înțelegem aceste afirmații ale Domnului Isus Hristos? Vorbind despre moartea lui Lazar, Domnul a spus, prietenul nostru doarme și el de fapt murise. Dacă ne uităm cu atenție în Noul Testament, vedem și înțelegem clar că atunci când este vorba de cei credincioși, de moartea fizică a celor credincioși, Domnul folosește cuvântul acesta, adormire spune despre ei că dorme, e vorba de adormirea trupului. În fapt de la capitolul 7, Biblia spune că Ștefan, primul martir creștin, înainte ca să moară, a văzut cerul deschis, l-a văzut pe Domnul Isus și a spus, Doamne Isuse, primește Duhul meu. După aceste cuvinte, s-a rugat pentru cei care îl omorau și după aceste cuvinte a dormit. spune Biblia. Ștefan a adormit, el s-a mutat să fie împreună cu Domnul, a văzut cerul deschis, a spus Doamne primește Duhul meu și apoi a adormit. E vorba de adormirea trupului, pentru că partea imaterială, sufletul omului lăuntric, s-a dus să fie împreună cu Domnul. Asta se întâmplă la moartea fizică a celor credincioși. Apoi cuvântul Domnului, prin Marele Apostol Pavel, spune același lucru. 1 cu 4:13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Se referea la cei care au murit în Domnul, la adevărații credincioși care au plecat din această lume. Pentru cei mântuiți, pentru cei care aparțin Domnului Isus. Moartea fizică înseamnă adormirea trupului și mutarea în cer. Pavel scrie în Filipeni 23, Sunt strâns din două părți. Pentru mine ar fi mult mai bine să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. Ce înțelegeți dumneavoastră din acest verset? Eu înțeleg că Pavel credea că în momentul morții fizice. Se mută să fie împreună cu Domnul. Și știm unde este Domnul. Stă pe tronul Tatălui Ceres, pe scaunul de Domnie, împreună cu Dumnezeu. Și apoi, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8, spune: Da, suntem plini de încredere. Și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Ar fi bine pentru mine să mă muți și să fiu împreună cu Domnul. Ne place să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul, având în vedere aceste versete biblice. Înțelege mai ușor ceea ce a spus Domnul Isus când a spus Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Cine crede în Domnul Isus, cel care aparține Lui, la moartea fizică se mută să fie împreună cu Domnul, se duce acasă și nicăieri nu este ca acasă. Iar moartea fizică este o adormire a trupului pentru cei care aparțin Domnului Isus. Și cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Din Biblie rezultă că moartea este de trei feluri. Moartea fizică înseamnă despărțirea părții spirituale de partea materială, a sufletului de trup. Asta e moartea fizică. Moartea spirituală însemnează despărțirea omului de Dumnezeu, din punct de vedere spiritual. Moartea a doua este iazul de foc sau pedeapsa veșnică. Și Domnul Iisus spunea, cine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Pentru că moartea fizică, pentru cei care cred în Domnul, este o adormire. Prin credință noi am înviat din punct de vedere spiritual. Am fost născuți din Dumnezeu. Născuți din nou. Îl avem pe Dumnezeu ca Tatăl. Avem numele scrise în cartea vieții. Noi trăim în trup, suntem deocamdată aici pe pământ. Și Biblia spune, cine crede în mine nu va muri niciodată. Pentru că pentru cei mântuiți, Moartea fizică înseamnă o adormire. Ei adorm în Domnul și trec din moarte la viață. Crezi tu lucrul acesta? A întrebat-o Domnul Iisus pe Marta și a făcut o declarație extraordinară. Ioan 11 cu 27. Da, Doamne! Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume. Hristosul, Mesia, unsul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care trebuia să vină în lume, cei care cred ce a crezut Marta, cei care cred ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, sunt beneficiarii promisiunilor pe care le-a făcut Domnul Isus Hristos. În versetele pe care le-am amintit, Ioan 11, 25, și 26. Cine crede în mine? Chiar dacă ar fi murit, va trăi. În limbajul nostru românesc, atunci când moare cineva, spunem că a murit. Dar limbajul spiritual, nou testamentar, pentru cei mântuiți este altul. Moartea fizică înseamnă adormirea trupului. Și cei mântuiți la moartea fizică se mută să fie împreună cu Domnul. Se duc acasă și așteaptă învierea trupului. Cel care a spus lui Lazar, vino afară, va apărea foarte curând pe norii cerului. Împreună cu un arhanghel care va suna din trâmbiță. Se va auzi un glas dumnezeiesc și Biblia spune că morții vor învia nesupuși putrezirii. Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas. Vom fi răpiți toți împreună cu ei ca să-L întâmplinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Regele vieții, Iisus Hristos, a spus aceste cuvinte. El a făcut aceste promisiuni. Toate speranțele noastre sunt legate de El. De aceea și în această după masă de har spunem, binecuvântat să-i fie în numele. Domnul Iisus l-a înviat pe Lazar din morți. Dovada era evidentă și pentru paristei și pentru preoții ce mai de seamă. Și cu toate acestea, oamenii prezenți acolo s-au împărțit în două. Mulți iudei au crezut în Domnul Isus. Dar farisei și preoții cei mai de seamă au avut un spat. S-a întâlnit sinedriul lui Israel, care era forul de conducere cel mai înalt în viața religioasă a iudeilor. Și ascultați cum au pus problema. Dacă stăm așa indiferenți. Vor ajunge toți oamenii să creadă în El. Vor veni romanii, ne vor cuceri locul și neamul. Și Biblia spune că un om cu numele Caiafa, care avea funcția de mare preot atunci, a prorocit. Și a spus mai bine să moară un om decât să piară tot neamul nostru. Și Biblia spune foarte clar, având în vedere funcția lui, a prorocit. Pentru că, într-adevăr, Domnul a venit în lumea noastră ca să moară, dar nu numai pentru poporul Israel, ci pentru lumea întreagă. Și mulțumim Domnului. Noi, care trăim în anul 2021, la începutul mileniului 3, în zile apocaliptice, Că Dumnezeu ni s-a descoperit și nouă. Ne-a dat harul mântuirii. Ne-a dat Duhul în fier. Dumnezeu este Tatăl nostru. Domnul Isus pentru noi este medic divin, este mântuitor. Este învierea și viața. Binecuvântat să fie numele. Și mulțumim că noi facem parte dintre aceia care am crezut. Și asta sunt oameni care, în ciuda evidențelor, își împietesc inimile. Nu cred și resping pe Domnul vieții. Eu cred că de aceea vin atâtea necazuri și atâtea nenorociri peste omenire. Pentru că oamenii, în ciuda evidențelor, nu cred și nu numai atât, au ajuns să lupte împotriva credinței, a creștinismului, a bisericilor, a valorilor creștine. Dar noi suntem hotărâți să rămânem lângă Dumnezeu, să trăim prin credință. Chiar dacă Dumnezeu va îngădui să ne îmbolnăvim, în ziua necazului îl chemăm pe El, ne rugăm, facem ungeri cu un pentru cei bolnavi, îi încredințăm în mâna Domnului și El să lucreze Că despre voi până și pere din cap toți vă sunt numărați A spus Domnul în Matei 10 cu 30 Suntem în atenția Domnului până în cele mai mici detalii Nici lucrurile mici nu ni se întâmplă Fără îngăduința Lui Dar când este vorba de viață De plecarea din această lume noi ne-am încredințat soarta în mâna lui Dumnezeu și datoria noastră este să credem, să ne pocăim, să ne smerim în fiecare zi, să urmărim pacea și sfințirea pentru că într-o zi să-L vedem pe Domnul. Doresc din toată inima Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Presiunea asupra omenirii este mare și probabil că va fi și mai mare. Provocările sunt multe și probabil că vor fi și mai multe. Dar noi știm în cine am crezut. Nu moartea are ultimul cuvânt, Și viața. Isus al nostru este învierea și viața. Calea, adevărul și viața. L-am cunoscut. L-am primit în inimile noastre. Toată nădejdea ne-o punem în El. A promis că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacului. De aceea să credem, să ne rugăm, să ne încredințăm soarta în mâna Lui și să credem că tot ce spune El este adevărat. Indiferent prin ce vom trece, indiferent ce ni se va întâmpla, noi suntem ai Lui cât suntem aici în trup pe pământ, suntem ai Lui. Când vom pleca de aici, vom fi tot ai Lui și vom fi împreună cu El pentru beci becilor. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne umple cu Duhul Său cel spân și să ne ajute ca numele Domnului în aceste vremuri grele să fim mai mult decât biruitori. Amin.